Situat în munții Șureanu, la peste 1200 de metri altitudine, barajul Oașa este cel mai mare lac de acumulare de pe Valea Sebeșului. Are o suprafață de aproximativ 440 de hectare și o capacitate de 136 milioane metri cubi de apă. Acum însă lacul a secat din cauza secetei. De când Transalpina s-a deschis traficului rutier, barajul Oașa a devenit unul dintre cele mai importante puncte turistice din munții Șureanu. Cu o lungime de circa 6 km, are la coronament o înălțime de 91 de metri și o lățime maximă de 250 de metri. Amplasat pe defileul Oașei, a intrat în funcțiune în anul 1979 și face parte, alături de amenajările hidroenergetice Tău, Șugag, Căpâlna, Sășcior și Petrești, din salba de lacuri de acumulare de pe Valea Frumoasei. Odată cu intrarea în circuitul rutier a celui mai înalt drum național din țară, care leagă peste munți Transilvania de Oltenia, turismul și agroturismul vor ridica Valea Frumoasei la cotele superlativului. Transalpina, care atinge în pasul Urdele altitudinea de 2145 de metri, are punct de pornire comuna Șugag și traversează județele Alba, Vâlcea și Gorj. Taie munții Parângului străbate zone alpine de o rară frumusețe precum lacul Oașa, Obârșea Lotrului sau Rânca și după 148 de kilometri sosește în localitatea gorjană Novaci.